Papă! Deschide gura! Lasă coda, lasă. Lasă capra în pace. Stătea căpruța asta acolo. Și m-am așezat aici jos. S-a ridicat o dată după ceva capră care o deranjat-o. A venit și s-a pus exact lângă mine, așa lipită din mine. Dar nu se simte prea bine cu coastă, nu știu ce viață are. Nu prea mâncat, a dat lapte mai puțin. Și cred că are ceva intoxicație, ori de la ceva plantă, ori de la ceva din mâncare. Caprele mai au faze de astea, că eu scăzut un pic lactația. Nu vreau să vină nici la cereale. Da, ea mai a plecat câte o crenguță de copac, o mâncat. Ea trece. O să-i luăm și temperatura, să vedem dacă nu cumva are temperatură. Pare că și ochiul, că acum l-am observat, prin comparație cu alealte, nu e așa clar ochiul, știi? Hai cu ea! Haide bă, lasă gibolița bă! Am ușit gibolița, trage crengi de pe copaci, încă de... n-are treabă. Mă tem că s-ar putea și bibolița s-o fi lovită pe cucu, că a fugit așa odată către ea și am văzut-o cum se uită. S-a uitat cam cu frică cucu la ea, la măriuca. Nu, uite tu ce frumos se așează ea. Ce ce se așează lângă mine? Hai cu ea! Aici! Șezi? Șezi? Culcat! Culcat! Așa. Fetele mele! Îți cred că și sătule, că a venit o tură de dimineață și a mâncat de când s-a făcut lumină. Băi, stai! Șezi! Am un sughiț? Ce faci, amu? Cu sughițe? Ce e asta? De bucurie, sughiț? Sau de supărare? O mai vine tu una la întrunire. Da. Eu fă dor de mine. Anul ăsta tare puțin asta cu ele. O văd că rumegă, mănâncă mai puțin. Dar, na, e bine. Nici ea nu a venit la mâncare. Tu ce ai cu tine? Degeaba că vine căldura mare, uită-te la ele. În general ne bucurăm că avem capre foarte bune. 5 dintre ele la prima fătare și vedem că avem o producție foarte bună și promițătoare, pentru că la prima fătare caprele dau mai puțin lapte. Și totuși ele au foarte bine lapte, cât o capră la a doua sau la a treia fătare probabil în unele cazuri. Acum eu am văzut de când, dinainte să-mi cumpăr capre și după ce mi-am cumpărat câteva căpruțe, mi-am dat seama cât de mult umflă oamenii statisticile și cât de bine le place să laude pe nedrept, să zicem așa, despre capre. Că vezi câte o capră cu pulpă mare, sunt capre cu pulpă mare care nici nu sunt chiar așa productive, pentru că depinde cât e de mare țesutul din pulpa aia, știi? Văd și eu că sunt unele care sunt mare la pulpă și când le-ai mult să-i acolo un pic de ugeraș, și sunt altele care sunt mari la pulpă și când le-ai terminat de mult încă e mare pulpa, înțelegi?
Induce în eroare, mai deci vrea să spun. Poate induce în eroare și mi-am dat seama de-a lungul timpului că mulți oameni le înfloresc și le mint de, Doamne feri, ce le umflă. O capră, ca să vezi cât e de bună, trebuie să-i faci tu proba. Că nici așa nu cred că e foarte credibil unii oameni, zic, am avut-o pe Fifi anul trecut, 4 litri și ceva, aproape 4 jumate la prima fătare. Ceea ce e foarte, 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 foarte bine. Nu. Anul ăsta nu a depășit limita aia, deși ea a trebuit să crească la a doua fătare. Și te tălingușești atâta, mă? Ce trebuie? Am uitat scărpinat, scărpinat. Pe mine cine mă scărpină? Deci, oamenii sunt înșelători și mai ales când vor să-ți vândă ceva, când vor să-ți vândă un animal, să profite, practic, să le dai niște bani și să-ți dea un animal, trebuie să te uiți foarte, foarte bine la ce capră cumperi. De-aia, pe mine m-a îmbiat și anul ăsta și anul trecut oamenii, hai să-ți vând o capră, două, vai ce bun e ăsta. În primul rând nu vreau să aduc capre noi, chiar dacă am numai 7 acum. Ce o vrea să mă măresc cu turma, cu efectivul? Turma! Ce o vrea să măresc efectivul? O mări din ieduțele astea. Pentru că, în primul rând, și asta e baza, oamenii sunt înșelători. Vor să-ți vândă, să-ți iei banii. Chiar acum mi-a scris cineva pe Facebook recent, zice, dacă vindeți vreo capră, să mă anunțați că... și salutăm, că îi urmărim, îi vedem și pe Facebook. Mie zice, care acum mi-a luat o țapă, zice doamna că am cumpărat o capră cu tot, cred că 2300 de lei și capra aia suge și pe caprele ei și pe ea însă să suge capra, înțelegi? Și dai atâta bani pe o capră care face... Dar pe ei o zăbăluță îi trebuie. Știi care e treaba și cu zăbăluțele? Că, a, uite, la astea două ieduțe le-am pus zăbăluță și o sugeau pe măsa cu tăcu zăbăluță. No. Eu anii trecuți am trimis la foarte mulți oameni zăbăluțe și încă nu mi-a scris nimeni, nu prea mi-a scris nimeni că aibă probleme. Eu mai scris că le-au pierdut, le-au căzut de pe capre și așa, dar nu mi-a scris că nu au funcționat. În schimb, anul ăsta, la caprele mele, la astea două ieduțe, cu tăcu zăbăluță sugeau de la mama lor. Probabil și cum e pulpa, că e pulpa foarte mare și alungită și groasă. Da, îi ajunge mai departe pe limbă. Și poate că au reușit să o sugă mai bine. Și... nici nu-mi place de ele anul ăsta, că uite ce slăbuțe și mâncă, dar și suc și de la mama lor, trebuie să fie mult mai mare. Le-am ținut o vreme separate, o tânjit și o slăbit și acum le-am băgat iară cu mama lor, lasă să sugă, nici nu știu cât o sugă. Deci, mai ales la capre, zăbăluțe nu mai pot face la capre care să suc singure, că nu mai am accesorii, sunt destul și de scumpe acum și oamenii își pot face. Că practic e un băț care bagă așa în gura animalului, poate fi un băț, poate fi un tub de ceva și să-l faci, să-l găurești la capete și să-l legi pe după capul animalului. Asta e o alternativă. Dar când aduci animale noi în efectivul tău, de regulă ori capătă bătaie alea noi, ori dau bătaie. Și îți faci un mare, mare dezechilibru. Astea tot e să o înțelegi, s-au crescut unele cu altele. Nu trebuie să mă bag între ele să le despart. Deci bătăi de cap, cum s-ar zice. O capră nouă aduce și bătăi de cap. Capra oricum e foarte, foarte multă bătaie de cap. Dar după ce s-o obișnuiesc la tine și după ce s-o obișnuiește, lucrul se simplifică un pic. Dar tot îți trebuie sarcuri corespunzătoare, trebuie să o mulgi, are multe probleme, apar probleme la animale. Uite cum apar la astea, pe când se dea lapte, ele stau și se uită în zare. Așa, mamă, de ce nu mergi să mânci? Uite și muncă. Ia fii atent, îți dau un fir de iarbă. Ia tu iarba. Ia iarba. Asta iarbă se bagă în gură. De ce nu bagi în gură? Ia-ți dau alta. Ia. Nu era să bine. Nu. Ai mâncat de dimineață sau mâine sătulă? Sau te dai mare vedete că tu ești... Nu mănânci numai pascuns. Ia, îți dau una specială. Hai să vedem dacă o mănânci asta ea. Papă!
Deschide gura! Vine avionul! Ia, Mili! Ia, Mili! Hai! S-a dus! Ce face ăsta glume cu noi? Na. Da. E mult de lucru și după câteva capre, ce să zici, câte capre am eu. Dar trebuie să umbli după ele și... Am o trebuie tăiate unghiile, am o trebuie multe, am o trebuie tratate cu deparazitări, acum trebuie încercate, acum trebuie duse la muntă, date la muntă. Animalul te ține legată tăzua. Și oamenii de la țară știu asta, se spune frecvent. Mă, nu bagi de seamă, da? Când ești tătăzua după animal și numai lângă gospodărie, ori îți faci un obicei și începi să te obișnuiești așa fain, să fii în conexiune cu natura, ori ești năpăstuit și năcăjit că n-ai, nu poți mere nicări, că te chieți îți dai tot așa ca. Consider tot timpul că... Da, că vai de mie ce te chinuiești tu. Da. No. E lucru, umblăm după ele, ne place de ele, ne place că își acoperă costurile cu întreținerea lor, avem și noi de mâncare și... Mulțumim la Dumnezeu pentru vreme bună, pentru sănătate, pentru familie, pentru timp petrecut în familie și restul figuri, fițe și șmecherii. Ce? Că nu-mi place cum îți stă acolo. Nu-ți place cureaua asta că... Da-ți bălângă acolo, zici că... Nu știi tu cum e omul la țară, că nu trebuie să vie tot timpul la cravată. Poți să fii și mai... Aici, caprele, ai văzut ce frumos o stă lângă mine, nu le-o fă groază de prezentare, din... Dragilor, vă mulțumim pentru vizionare, dacă v-ați uitat până la final, cum a zis înțeleptul Solomon, totul este deșertăciune și goană după vânt, așa că alegeți-vă voi bine după ce alergați. Așa paci mai alergă vântul după noi. Greu ne prinde, la ce viteză avem? Și-o pui mir camel cu... Nu, sardelean, ce vrei, nu, mere, ia mă. Nu, eu mă duc așa, pe mole, pe încet. Bunica mea era foarte... păzută. Foarte aspră. Că merea bunicul la coasă și era la coasă. No, mă curesc cu 12 copii, cum să nu-i fie... S-a învățat așa, cu viteză, cu turate mare. No. Dar... asta e viața la țară și nouă ne place. Dacă vă place și vouă, mutați-vă la țară. Dacă nu vă puteți muta, uitați-vă la noi în continuare. Vă mulțumim pentru vizionare. Neapărat ajutați-ne cu algoritmul. Like, comentarii. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Să văd, mă prinde vântul. Unde mere în gruia? Merem acasă. Hai să mergem, că nu te las cu caprele. Hai, mai vinim de sat.